Pentru șeful administrației din Comuna Maluku, Floreanul, 2015 a fost cel mai bun. Toma Procopi a reușit să finalizeze mai multe proiecte și să aducă bani pentru altele care acum se află în fază de derulare. Ca mai peste tot, administrațiile locale au avut și au probleme cu firmele care au licitat la prețuri foarte mici lucrările și acum nu au bani să le definitiveze. Cu toate acestea, s-a reușit finalizarea Centrului de Informare Turistică început în 2010, însă mai sunt de terminat încă două drumuri, unul în satul Capul Coastei și celălalt în satul Maluku Flori. În 2012 a fost semnat contractul de finanțare, lucrarea a început în anul 2013 și s-a încheiat parțial în anul 2015. Din nou, vina este a constructorului care nu a reușit să ducă la capăt amenajarea acestei lucrări, care constă în asfaltare, podețe și șanțuri betonate. Până în prezent s-au amenajat 5,5 km în satul Capul Coastei și doar 800 de metri din cei 1,5 km în satul Maluku Flori. Lucrarea a costat în jur de 38 de miliarde de lei. O altă lucrare începută și nefinalizată este un drum agricol la care primarul a ținut în mod special să-l realizeze, fiind de specialitate inginer agronom. Nici acest proiect nu a fost dus la capăt, deși există bani, din cauza neseriozității firmelor care au câștigat licitația. Din aproape 24 de ani de administrație, anii ăștia au fost și mai grei. Din ce cauză? Greu de spus. Greu de spus. Ați avut multe lucrări, ați avut... Am avut multe lucrări și... Probleme. Am întâmpinat mari greutăți cu constructorii. Constructorii. Hai să trecem puțin în revistă ce ați realizat. Am avut deja contracte semnate în 2010. Depus contracte depuse la PNADR pentru două drumuri, inclusiv cel de, pentru Centrul de Informare Turistică, pe care l-am și terminat. În 2012, în primăvara 2012, am semnat contractul de finanțare pentru două drumuri. Pe canalități. În ce zonă? În zona Runceasa, Capul Coastei, adică satul Maluku Flori. Noi zicem Runceasa, Cătun este, dar de fapt este satul Maluku Flori, da. Cu câteva cătune. Runceasa, Părlitură și Păișești. O populație de cât acolo în zona? În jur de 600 de familii. Deci este satul cel mai mare. Podețe, noi Podețe. Cu șanțuri dalate, tot ce trebuie ca să fie cât de cât modern. Deci o lucrare mai amplă. O lucrare mai amplă. Care a costat cam cât? Deci primul proiect pe măsura 3.2.2 a costat în jur de 38 de miliarde, aproximativ, spun că nu am cifrele în față. Da, aproximativ. Da, fără TVA. Lucrare, mă repet, lucrare ce s-a demarat, v-am spus, din 2010, abia în 2012 am semnat contractul cu PNADR-ul și, în sfârșit, am semnat contractul de începerea lucrărilor în 2013. Și atât în 2015 că trebuia să avem lucrările deja terminate. Ei s-au angajat prin contractul lor de lucrări că termină în 6 luni de zile. Și nu s-au ținut de cuvânt. Au trecut 2 ani de zile și nu sunt decă... Și la ora actuală, în ce fază? La ora actuală, în satul Maluku Flori, să zice că tu nu Runceasa, terminăm și statul 2 de asfalt, deci eu zic că astăzi terminăm asfaltul, cei 5,5 km. Și cât mai rămân? Mai avem 1,5 km în satul Capul Coastei, din care am făcut în jur de 800, cam 800 de metri mai avem și la Capul Coastei, dar avem de turnat atât statul 1 cât și statul 2, plus șanțurile dalate. Și reluați lucrarea cu aceeași firmă? Aceeași firmă, pentru că nu putem acum, nu avem cum. Chiar dacă ne-am dorit să mai facem un contract cu altă firmă, este târziu. Dar sunteți în termenul de... Nu, am reușit deci să amânăm contractul cu un an de zile, ca să putem să terminăm aceste proiecte. În afară de acest proiect, mai am un proiect pe măsura 1.25 drumuri agricole. Asta a fost o ambiție a mea, deși mulți m-au contestat. Sunt inginer agronom, am lucrat la cea pe Maluku Flori și am zis, dom'le, să rămână pentru oameni, pentru gospodari, pentru pomicultori din Maluku Flori, să facem un drum asfaltat. Aici am mari probleme cu firma care lucrează, este o firmă din județul Giurgiu. Nu au venit la timp să execute lucrările, au venit, au executat cam în bătaie de joc, au turnat primul strat din aproape 5 km, un kilometru s-a distrus, deci avem mari probleme. Avem mari probleme. Licitație le-ați făcut dumneavoastră sau le-a făcut... Nu, licitația a făcut noi, dar vin cu prețuri foarte mici, așa au câștigat. Și ratele, și firma Ratelen din Comuna Cetățeni și firma Gecor din Călugăren, județul Giurgiu,
au venit cu valori foarte mici, iar unul din criterii este valoarea. Era valoarea și dacă luam pe ăla cu valoare mare, asta ar fi însemnat că, vezi, Doamne, îl avantajăm noi. Deși eu, ca și primar, nu sunt membru în comisie. Nici primar, nici viceprimarul nu are voie să fie membru în comisie. Dar sunt niște criterii de selecție pe care le verifică și cei de la AFIR, acum, nou AFIR, nu PNDR, deci AFIR-ul. Au verificat și ei, au fost da, au spus da și uite, am ajuns unde am ajuns, în situația de a pierde proiectele. Am mai întâlnit asemenea situații și în alte localități, chiar și în orașe. Credeți că este necesar ca legea să fie schimbată? Fără discuție. Nu se mai poate continua așa. Vă dați seama că asta este bătaie de joc. Deci ei vin cu valori mici și când trag linie și adună, aoleo, nu picăm la... sau dăm bani de la noi ca să facem drumurile. Nu este vina noastră. Ofertele care au venit sunt foarte, foarte, foarte prost gândite de ei. Este treaba lor, nu este a noastră. Aici sunt banii europeni, sunt banii oamenilor, că o parte din banii am pus și din bugetul primăriei. Am făcut un împrumut ca să putem să realizăm aceste proiecte, cele două proiecte. Ne plătim dobândă la acest împrumut. Iar pe ei, efectiv, nu interesează. Pentru anul 2016, prioritatea primarului din comuna Maluku Flor se îndreaptă către finalizarea rețelei de apă și a canalizării, precum și a unui proiect de amenajare a centrului comunei. Acest ultim proiect de amploare se referă la punerea în valoare a unor case vechi de peste 100 de ani ce se află în vecinătatea primăriei, a iluminatului stradal și a renovării monumentelor din zonă.